parcă s-a evit și astăzi iar un Sfânt Botezător, parcă glasul lui și acum se aude cum îndeamnă tot poporul. Dragii mei, venit ceasul ca să vă lăsați de rele, căci vedeți și voi cu toții că-și trăim în vremuri grele. Iată Domnul, cel puternic, sper și parcă e gata să vânture tot grâul și să-l puie la un loc, iar pleava să o arunce în cuptorul cel cu foc. Voi care sunteți în viață, voi care umblați prin lume, învățați-vă să faceți multe, multe roade bune. Cu vecinul fiecare să se poarte cu dreptate, să nu asupriți pe nimeni, să nu faceți strâmbătate, să prețuiți munca dreaptă și cinstită și să vă feriți de cei ce trăiți de furt și mită, să aveți inima bună, să aveți cuget curat, căci ca tot pomul fără roade în curând va fi tăiat. Cam așa este glasul celui din pustie, că dacă e să ne uităm în lume, constatăm cu bucurie că și astăzi vor mulți vameși cu Duh Sfânt să se boteze, vor să aibă și Scriptură și cu drag să o cerceteze. Astăzi vin noroade multe la Iordanul însecat, ca să spele sufletește cum vrea Domnul de păcat. Astăzi vin bătrâni și tine la Iisus cu umilință și fac multe roade vrednice de pocăință. Nu e vorbă că și astăzi sunt atâția ce-l vor să-și schimbe traiul. Cred că lumea asta este iad, este raiul. Ba da, o gloată foarte mare, foarte, foarte mare, ce aleargă înainte la o sândă, la pierzare. Doamne, strigă cu putere prin aleșii Tăi iubiți, să audă păcătoșii și să fie mântuiți. Tot trimite-ne stăpâne pe Tău Sfânt Botezătorul, să vestească din putere pe Iisus Dăruitorul. Amin.